Bună ziua, doamnelor și domnilor invitați, dragi colegi! Ne-am dorit cu toții aceste alegeri, pentru că nu mai putem trăi așa cum am trăit până acum. Lucrurile trebuie să înceapă să funcționeze, iar pentru aceasta avem nevoie de schimbări serioase. Astăzi dăm mesaje pe care cetățenii țării le așteaptă de 30 de ani de zile. Unul dintre aceste mesaje este încrederea și speranța în ziua de mâine. Cei ce vor să trăiască aceste sentimente sunt mai ales persoanele care contează doar pe stat. De aceea avem nevoie de sectoare puternice și o economie funcțională, care să asigure salarii, pensii, alocații, prin sisteme adecvate, echitabile și sustenabile. Primul lucru de care trebuie să ne ocupăm este combaterea sărăciei, în care trăiește aproape un sfert din populația Republicii Moldova. Sunt oameni ale căror venituri nu depășesc 2000 de lei lunar. Pe lângă toate acestea, trebuie să înfrunte un sistem de asigurări sociale prost reglementat, care favorizează corupția, hrănește și parazitează societatea noastră sau îi umilește mult, Mihal, pe de-a dreptul beneficiari care trebuie să fie. Trebuie să ne convingem că ajutoarele într-adevăr ajung la cei mai săraci, să vedem care sunt piedicele și cum să se direcționeze mai bine asistența viitoare. Trebuie să excludem birocrația, din cauza căreia solicitarea ajutorului poate costa la fel de mult cât valoarea acestuia. Trebuie schimbate nivelurile de plată și pragurile de eligibilitate pentru toți beneficiarii, copii și tineri aflați în situație de risc, persoane și familii aflate în dificultate, persoane în etate, persoane cu nevoi speciale, familii cu venituri mici, familii cu mulți copii, familii monoparentale cu copii. Pe lângă toate acestea, avem nevoie de servicii comunitate integrate de zi, servicii de consiliere specializate, familii destrămate prin plecarea părinților în străinătate, astfel încât apar probleme în creșterea copiilor, în educarea lor, eșec și abandon școlar, tulburări de comportament. Avem nevoie să dezvoltăm parteneriate între diferiți actori pentru a crea servicii sociale de calitate. Mediatizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități este la fel o necesitate, pentru că puțini din beneficiari își cunosc drepturile și beneficiază de servicii sociale. Desfășurarea mai frecventă a campaniilor de informare cu prezentarea materialelor specifice și a serviciilor ar contribui la promovarea acestora. Și în ultimul rând, este necesară instruirea continuă a specialiștilor implicați în prestarea serviciilor sociale, pentru a avea în acest domeniu adevărați profesioniști. Toate aceste lucruri puteau fi făcute și până acum, dacă punctul nevralgic al sistemului de asistență socială din Republica Moldova nu ar fi fost prost gestionat. Anume aici vom începe munca noastră în acest domeniu, prin curățarea sistemului. Aceasta însă nu este singurul lucru care nu funcționează. Sistemul de pensii, bazat pe solidaritatea între generații, are la fel de multe sincope, având în vedere că ne aflăm într-o societate în curs de îmbătrânire și cu un proces de emigrare continuu. În ultimii 4 ani din țară au plecat peste 140.000 de tineri, iar aproape 100.000 de cetățeni au rămas fără lucru, după ce o treime din întreprinderi s-au pomenit în prag de faliment. În același timp, rata natalității este în scădere. În 2019, aceasta era mai joasă în ultimii 5 ani, cu 8% aproape de anul precedent. Sunt doar câteva dintre motivele care în prezent aproape 500.000 de cetățeni primesc pensii mai mici de 2.000 de lei. Și asta în timp ce circa dintre persoane beneficiază de pensii mai mari de 20.000 de lei. Prin urmare, eliminarea decalajului dintre pensiile foarte mari și dintre pensiile foarte mici este o altă prioritate a noastră. De asemenea, pentru ca sistemul actual de pensii să nu falimenteze de tot, populația ocupată trebuie să o depășească
numeric pe cea aflată la pensie. Respectiv, altă pensie este crearea condițiilor necesare pentru a ne aduce acasă diaspora, sporul acestei țări, alături de noi, cetățenii Republicii Moldova. Pilonul 2 de pensii, despre care tot se vorbește în ultimii ani și care presupune un sistem de contribuții individuale, va putea fi aplicat în Republica Moldova numai atunci când oamenii vor putea face economii. Dar atâta timp cât în țara noastră angajații rămân fără bani deja la mijloc de lună, despre această oportunitate nici nu poate fi vorba. Totuși, cetățenii noștri trebuie să poată avea încredere în stat, lucru care, fiți siguri, o să se întâmple. Cum și în ce mod este deja misiunea noastră, a celor care știm, putem și vrem să muncim. Am dovedit în localitățile noastre pe care le gestionăm și o să dovedim și la nivel de țară. Vrem, știm, putem. Vă mulțumesc!